Filmul cu tine, desigur. Filmul cu mine nu se mai poate întâmpla astăzi, oricum. Tot ce facem pe teren e imposibil să le mai faci astăzi, din cauza regulamentelor, care s-au făcut pentru mine, de fapt. Dar nu, eu nu mai jucam. Bine că nu mai jucam. Oh, shut up. Justin vrea să-l provoace. Încearcă o provocare supremă. Du-te bă acasă, du-te la New York acolo, plec de aici. Și sigur că în filmul ăla, domnul Țirea, când mi-a venit, că glumele dânsului, numai eu le știu, a venit la sală și a zis, Năstase, ce se întâmplă astăzi seara aici? E un parastas al tău? Și am zis, nu, ești tu mai mult în parastas decât eu. E adevărat că în film el e mai mult ca mine, povestește mult mai mult ca mine și, sigur, e un film care îl am inimă și care o să-l transmit și celor tineri ca să-l vadă cum să juca tenis pe timpul meu. Vin la treaba cu dacă avea un partener. Am jucat la un turneu la Roland Garros, cred că era de veteran, și la un moment dat, eu jucam pe dreapta, el pe rever, de obicei. Da, mă scol în picioare. N-ați auzit, domnul Țireac doar a zis, când vorbești despre mine, scoală-te în picioare. Da. Jucam cu doi francezi, el avea o vârstă, eu și o vârstă, așa, aveam 100 și ceva de ani împreună, și la un moment dat servește la mine, greșesc mingea în fileu. Servește la Țireac, câștigător din prima. Servește la mine iarăși și nu l-o dau un fileu. După vreo două mingi așa câștigate de el, face, se întoarce, face. Dacă aș fi avut și un partener ca mine, îi băteam pe ușor. Domnul Țireac.